A fost odată ca niciodată un timp în care basmele erau poveștile pe care părinții le citau copiilor la culcare. Și dacă cei mici vedeau povestea prin ochii minții și vocea caldă a mamei care își modela glasul după fiecare personaj, acum basmele au devenit întunecate și cu efecte speciale. Locul cărții cu zâne și prinți a fost luat de televizor. Dincolo de ecran, personaje malefice fac pe micuții care încă n-au cunoscut lumea să tresară în somn. A cui este vina? A părinților, a societății. Nu mai tipăresc editurile cărți atât de frumoase încât să-l convingă pe copil să citească. Nu mai este nevoie de basm, mai scrie cineva basme românești în care eroii să nu aibă nume cool. Giurgiuveanul Petre Crăciun a rămas singurul scriitor care nu lasă basmul să rămână doar o parte a literaturii vechi. Scriitorul, născut în 1962, a predat o vreme istoria, însă niciodată nu i s-a stins dragostea pentru basm pe care i-au insuflat-o în copilărie tatăl și bunicul său. Absolvent de istorie-filozofie, Petre Crăciun a renunțat la catedră pentru presă, televiziune, dar mai ales pentru literatură. A semnat 15 volume, printre care 5 pentru copii. În 2002 publică volumul de basme Floarea Înțelepciunii și Iarba Puterii, iar în 2013 carte care se intitulează Basme. Toți eroii poveștirilor sale poartă nume românești. Sunteți poetul, scriitorul Țării Copilăriei. De ce basm? Nimeni nu mai scrie basm în România. Tocmai de asta, că nimeni nu mai scrie basm în România, trebuia să fie și cineva care scrie. Eu dintotdeauna am trăit în lumea aceasta a basmului, mi-a plăcut poveștile de mic, de la, mă rog, bunicul meu care este din Giurgiu, de la Isforul, care îmi povestea unele pe care nu le-am mai întâlnit pe nicăieri. Pot să spun că de acolo este originea, din comuna Isforul, de la bunicul meu. Pe urmă am citit, evident, basme de autorii de basme culte sau, mă rog, basme populare și am rămas în această lume minunată a basmului. Mi-am propus să scriu, am muncit foarte mult, un basm se scrie extraordinar de greu. Basmul nu este pentru copii, sau numai pentru copii, este basm pentru toată familia. Eu, pentru cartea mea de basme pe care am lansat-o de curând la Gaudeamus, am muncit ani de zile pentru a mă documenta, pentru a respecta matricea basmului popular, pentru a culege obiceiuri, tradiții, descântece, tot felul de obiceiuri populare, chiar din zona Giurgiului. De exemplu, am colezat la mama, de la bunica, cântece de drăgaică, pe care nu le-am mai întâlnit pe nicăieri, descântece. Am un basm care se numește, încă nepublicat, care se numește Soarele de Ochiat. Este prima dată când spun despre acest lucru. Și atunci am cules descântece din patru zări. Atent la vremurile în care copiii cunosc lumea în fața monitorului și comunică prin butoanele tastaturii, Petre Crăciun înființează site-uri bine structurate prin care a atras milioane de accesări atât din țară cât și de dincolo de graniță. Acum, în era Facebook, se mai apleacă copiii noștri asupra basmelor. Ați simțit asta? Eu cred că trebuie să se... trebuie. Poate că nu foarte mulți. Poate că, mă rog, de asta spun că este și o mare provocare. Dar trebuie să știm, să-i luăm pe copii din urâțenie cu doar povești, cu personaje artificiale, care n-au nimic de a face cu spiritualitatea românească. Personaje de benzi desenate americane, Batman, Spider-Man, furnicuța nu știu cum, sau albinuța cu petale, nu, cu aripioare metalice. Nu știu, dau un exemplu, acum, mă rog, imaginația merge. Or fi bune, dar nu pentru România. Copiii români, pentru a fi români, pentru a rămâne români, au nevoie să citească basme românești cu Ileana Cosânzeana, cu Făt Frumos, cu valorile naționale românești, cu spiritualitatea românească. Personajele mele au nume românești, nu, în toată literatura pe care o scriu nu folosesc nume de import, nume scandinave sau de altă natură. Taina Ghemului de Ață, Cândva mă chema Codiță sau Cruciada Pisicilor sunt alte volume dedicate copiilor. Pe lângă frumusețea poveștilor scrise, autorul giurgiuvean n-a lăsat pe plan secund nici ilustrația personajelor din cărțile sale. Eroii din cărțile pentru copii scrise de Petre Crăciun sunt desenate de pictori consacrați, astfel încât acțiunea basmelor se transformă în imaginația micuților într-o lume fantastică. Așadar, iată că pe lângă basmele lui Spirescu, care ne-au făcut copilăria frumoasă, literatura pentru copii continuă să trăiască și prin basmele scrise de giurgiuveanul Petre Crăciun.